Am revenit la emisiunea Săptămâna de Business în această seară, alături de noi Adrian Voican. Am văzut despre târgul de turism de la București, unde vom reveni puțin, pentru că am înțeles că aveți un eveniment pe care îl veți organiza vineri acolo, dar vreau să te întreb dacă aici, în Prahova, se organizează sau nu un astfel de târg. Daniel, avem Expo Vacanța, târgul de turism prahovean, ediția 10 anul acesta. Jubiliară. Încet, încet, da, sunt 10 ani, e un efort. A fost primul târg de turism care s-a realizat în Prahova, cel puțin cât știu eu, istoric, mergând înapoi. Și iată, a ajuns la ediția 10-a. Multă lume ne lua puțin în derâdere când ne-am apucat, spunând că Ploiești e o gară undeva între București și Brașov și că nu o să poată să funcționeze, pentru că... Este și un avantaj acesta, poziționarea între București și Brașov, pe axa aceasta. Da, iată, deci în martie va fi. Nu numai din punct de vedere al turismului, și din alte considerente. În martie? Deci în martie, 10 martie, 3 imediat zile. Imediat după sărbătorile dedicate femeilor. Da, da. Vineri, sâmbătă, duminică o să fie la Ploiești Shopping City, o să fie, cum a fost și anii trecuți, o să fie târgul de turism prahovean. Vor participa agenții de turism, unități de cazare, asociații de promovare a turismului, entități legate de turism, incoming, outgoing. Uneori avem participare și de la companii care nu sunt doar locale, ci și internaționale. Malta a fost întotdeauna prezentă la târgul nostru și alte surprize. Au fost totdeauna ori conferințe conexe, ori expoziții de fotografie, ceva s-a întâmplat. Înainte de a se lansa parcul tematic cu dinozauri de la Râșnov, i-au venit cu toți dinozaurii aici și i-au lansat la noi la târgul din Ploiești. Ce frumos, copiii s-au fotografiat, e drăguț. Avem și noi târgul nostru de turism. Foarte bine. Ce urmează să faceți vineri la București, la Târgul de Turism al României? Am înțeles că este o conferință. Va fi o conferință legată tocmai de turismul intern și de noutățile. Aș vrea să detaliem puțin aici și acest subiect legat de avioane, pentru că spuneați că o parte din turiști aleg să meargă cu avionul acum, mult mai... Sperăm, e o noutate. ...de anii trecuți. Deci agențiile de turism, printre care și noi, am riscat puțin și luat niște locuri, niște charter, să le spunem că e mai cunoscut, pe aceste zboruri, care vin în general din vestul țării. Spuneam Oradea, Timișoara, poate să fie de la Cluj sau din nord, din Iași. Turismul intern nu mai e o chestiune locală. Plecăm din Ploiești la mare și atât. Noi mergem pe autostradă și în două ore jumate cu mașina. Disconfort. Dar ne adresăm tuturor românilor și atunci, din acest punct de vedere, pentru mulți e interesant. Sau invers, putem să plecăm de aici la Băile Felix. Spuneam că Băile Felix e o stațiune în mare, mare dezvoltare. Avem creșteri extraordinare la vânzările pe Felix. De ce? E primul complex de 5 stele balnear din România. Știți că ani de zile turismul balnear a fost legat cu o piatră de moară de gât de Casa de Pensii și Ministerul Muncii. Pe de o parte, biletele erau ieftine pentru că erau subvenționate sub limita de subsistență sau la limita de subsistență. Pe departe, și atunci nimeni nu renova pentru că n-avea bani. Să spun, investițiile lipseau cu desăvârșire. Și atunci era într-un cerc vicios. Ei, la un moment dat, într-un fel sau altul, orică au venit investitori din altă parte, orică anumite fonduri de investiții au rupt acest cerc vicios și ne-am dus de la 2 stele, maxim 3 stele pe aici pe acolo, la 4 și la 5 stele. Deodată toată piața asta de Casa de Pensii și Ministerul Muncii a rămas deoparte. N-a mai existat această concurență neloială cu agențiile, să zicem. Și să nu mai spunem că în zonă, apropo de faptul că am spus că am fost în vara anului trecut, sunt foarte multe pensiuni. Aproape. Sunt obiective turistice. Exact, între Oradea și Băile Felix, acei 7-8 km. Și atunci zborurile ieftine ne interesează și din direcția asta. Ploieștiul e practic foarte aproape de aeroportul, De la Otopeni. Da. Și zborurile București-Oradea sunt deodată foarte interesante ca să mergem la Felix. Noi am fost cu o echipă strașnică pe frigul ăsta foarte mare din ianuarie la Felix ca să vedem și investițiile actuale, dar și cele care urmează să se deschidă în această vară. Și toată lumea a fost fericită că a putut să facă baie la minus 10 grade afară, în apa termală, era cald, da, era bine. Dar nu ferice mai fac. Nu cred că mai... Mai există. Sunt niște nuferi speciale acolo. Merită să mergem și să-i vedem. De fapt, chiar merită să vedem. Nu v-aș spune mai mult. Am înțeles. Bun, pentru că tot am discutat de târguri, hai să luăm și o știre locală. Joi, 16 februarie, va avea loc la Camera de Comerț și Industrie Prahova un forum de afaceri România-Moldova. Evenimentul va începe la ora 10.
Forumul este organizat în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Moldova în cadrul unui program paneuropean în care Camera din Prahova este partener. Evenimentul va cuprinde atât o masă rotundă unde specialiștii din Moldova și de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agenției Achizițiilor Publice și Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei vor prezenta legislația și condițiile de organizare a licitațiilor, cât și o întâlnire business to business între firmele participante și vizite la firmele prahovene. Am vrut să amintesc și de acest eveniment care va avea loc iată peste două zile. Să știți că noi, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova, mergem la târgul de la Chișinău, la târgul de turism, cu consecvență de mulți ani. Încercăm să aducem și turiști din Republica Moldova în România, mergând pe principiu că măcar suntem țări învecinate și vorbim aceeași limbă. Nu e ușor, oamenii sunt entuziaști, dar se pare că nu reușesc să vină număr atât de mare la noi. Însă parteneriatul e foarte interesant, iar faptul că suntem pe aceeași lungime de undă cu Camera de Comerț și Industrie Prahova, care este și vicepreședinte activ și un promotor al înființării asociației noastre în 2008, e un lucru bun. Și mi-aș dori ca alături de celelalte entități, Consiliul Județean, Primăria Câmpina, Primăria Breaza, UPG-ul care e foarte aproape de noi și hotelierii și Asociația Națională Agențiilor de Turism din România, mi-aș dori foarte mult să fie în rândul Asociației de Promovare și Dezvoltare a Turismului Prahova și municipiul Ploiești. Am stat de câteva ori de vorbă și cu primarul Ploieștiului și cu consilierii dânsului. Se pare că își doresc lucrul ăsta, dar n-au reușit să pună pe agendă. Mi se pare extraordinar de dureros ca o capitală de județ turistic cum este Prahova, să nu aibă un punct de informare, un centru de informare turistică. Au tot felul de comune, de sate, au reușit să-și facă centru de informare. De exemplu, la Valea Călugărească există. Dar mă gândesc în țară, am văzut în Merișani, undeva lângă Pitești, n-are niciun rost. Iar noi în Ploiești, unde avem câteva mii de firme străine, cu capital străin, în care oamenii ăștia în weekend ar trebui să se informeze de aici unde să plece în județ, în jur, în împrejurim, ori pe drumul vinului, ori spre Sinaia. Avem multe locuri, avem în Breaza, avem în Măneciu, avem unde să mergem, nu avem un centru de informare turistică, iar Ploieștiul ezită dacă trebuie sau nu să fie membru în această asociație. Vreau să spun că asociațiile de tip APDT Prahova sunt 15 în România, în toate zonele turistice foarte importante. Oamenii se mișcă foarte tare, dar întotdeauna acolo, capitala de județ, orașul principal, este membru activ în această asociație. De ce n-ar fi? Pentru că în Prahova ce avem? Petrol, turism și niște centre comerciale, dacă ar fi să le punem pe primul loc. Și vinuri. Vinurile, ok. Mi-aș dori foarte mult să ne gândim nu la noi astăzi, ci la dezvoltarea județului, la dezvoltarea Ploieștiului și în perspectiva copiilor noștri sau a nepoților noștri. Pentru că, până la urmă, petrolul și turismul vor fi permanent în județul Prahova. Nu prea depinde de culoarea politică. E pentru noi prahovenii. Lansez și pe această cale, și îți mulțumesc că îmi dai ocazia, Daniel, o invitație ca cei care cred că e important turismul să vină alături de noi în această Asociație de Promovare și Dezvoltare a Turismului Prahova, care, iată, s-a născut în anul 2008 și este un parteneriat public-privat. Poate că este o minge aruncată la fileu, nu? Către autoritățile locale și vor face un pas în acest sens. Să vă povestesc cum e la Oradea. Primarul de acolo nu numai că este membru în această asociație, dar având în vedere că taxa hotelieră veche, care exista pe vremuri, s-a abrogat din codul fiscal pentru că, de fapt, nimeni nu știa la ce folosește și cum e folosită, nu folosea direct spre promovarea turismului. Și pentru că fonduri europene nu avem în anii de grație 2014-2020. O să discutăm la această emisiune și despre fondurile europene când vor apărea. Pentru că nu avem. Singura soluție ar fi să existe o taxă locală, așa cum există la Constanța, cum există în Vama Veche, cum există la Oradea, pe care o promovează autoritatea locală și pe care spune, domne, voi membrii asociațiilor, hotelierii care ați plătit această taxă și ceilalți plătitori ai acestei taxe, gestionați-o voi, spuneți voi la ce târguri vreți să mergem, în ce țări vreți să mergem, ce materiale vreți să facem, ce filme de prezentare, hai să ne mișcăm. Deci nu noi, primăria, ținem mâna pe acești bani strânși, ci voi, reprezentanții celor care ați plătit, decideți anul viitor la ce târguri mergem și ce materiale de promovare facem. O metodă care funcționează foarte bine. Iată-i, se mișcă foarte este, bine. Este un exemplu. Hai să vedem și declarația săptămânii și ne întoarcem imediat la emisiune. We'll be right back.
găsim. Am revenit la emisiune. Ați văzut declarația săptămânii, ce părere aveți despre ea? Cred că locul tinerilor este în România, dacă ne lăsăm dezamăgiți și nu ducem consecvență lupta cu toate vicisitudinile și plecăm de aici, România nu are o șansă fără tineri. Tinerii trebuie ascultați, chiar de cei în vârstă, chiar dacă li se pare că există un conflict de generații sau ei au o altă opțiune, au avut timpul lor. Ar trebui să-i creadă pe copiii lor și să le dea întâietate celor care astăzi au 25, 30, 35 de ani și să nu-i condamne, să-i lasă să meargă pe un drum ascendent, pentru că altfel vor pleca din țară. Da, și nu ne dorim ca absolut iar toată lumea să plece din țară. Știm că s-a înființat de curând și un minister al turismului, o doleanță mai veche pe care mi-aduc aminte că la ultima emisiune pedalați cu foarte mare interes pe acest subiect. Iată că vi s-a împlinit ruga. E un lucru foarte bun. De trei ori în istoria de 27 de ani am avut un minister al turismului. Și ce înseamnă ministerul turismului? 27 înseamnă... de ani post-revoluționar, ca da, să nu se înțeleagă altceva. Ministerul turismului înseamnă că un om care reprezintă turismul stă la masa guvernului. Dacă nu, nici nu deschide gura. N-are șansă. Nu e ordonator principal de credite, nu poate să gestioneze. Trebuie să fie un secretar de stat care bate undeva la ușă și zice: domnule ministru de... dați-ne și nouă niște bani sau dați-ne și nouă o structură sau dați-ne și nouă niște priorități ca să putem să lucrăm. Trebuie să fie la masa guvernului, o declarație de intenție. Cred că așa cum orice om, dacă are în grădina lui niște meri întâi cu lege și după aceea se duce la piață să cumpere alte mere, așa și noi, dacă avem turism, prima oară trebuie să le exploatăm. Este cea mai simplă și la îndemână și democratică formă de export. Oamenii fac bani în alte economii, în alte țări unde nu e criză, unde nu sunt probleme și vin să-i cheltuiască la noi, să-i primim. Dacă noi le închidem porțile, se duc în altă parte, că sunt alții cu brațele deschise să-i aștepte. Deci, faptul că o armată are tancuri, avioane, adică artilerie grea, ai Ministerul Finanțelor, ai Ministerul Muncii, ai Ministerul Grele, ai Sănătății, asta nu înseamnă că nu trebuie să ai și pe cineva acolo cu trompeta și cu steagul care este... deschiderea, comunicarea, deschiderea de punți, ceea ce face Ministerul Turismului. E o declarație că pui preț pe turism. Suntem într-un cerc vicios. Spuneau înainte, domnule, dar nu putem să avem un minister că nu aduce turismul decât 2% din PIB. În comparație cu alte țări este o cifră foarte mică, nu? Da, dar e vorba de potențial. Dacă ai un potențial... Dacă ești la 2%, cu siguranță că ai potențial să crești. Da, cu siguranță. Avem 2 milioane de turiști străini, în timp ce putem să dăm exemplele pe care le dau de fiecare dată de țări europene, Franța, Spania, care primesc mai mult decât numărul total al populației turiști străini. Pentru că toți suntem la o emisiune de business, aș vrea să abordăm și acest subiect, turismul de afaceri. O componentă foarte interesantă. Am avea mai mult business pe turismul de afaceri dacă am avea infrastructura necesară. Gândiți-vă că dacă Bucureștiul este un oraș paralizat ca circulație, ca aglomerație, nu poți să faci un eveniment cu 2.000, 3.000, 5.000 de oameni. Că oamenii ăștia trebuie să se miște, trebuie să le de conferință, să-i duci de colo-colo. Ori dacă ești blocat în trafic, s-a terminat. Trebuie să ai săli pe măsură, trebuie să ai infrastructură pe măsură. Și atunci evenimente foarte mari pot să vină și în România, nu e nicio problemă. Nu suntem noi pregătiți să le primim. Ele stau și bat la ușă. Dacă vom fi gata, le vom primi. Dacă pe litoral, în 27 de ani, nu s-a găsit o formă public-privată să se construiască niște săli de evenimente atât de mari încât să exploatezi primăvara de vreme și toamna târziu toată această infrastructură de camere, de hoteluri, dar trebuie să facă și ei ceva. În perioada asta de toamnă primăvară trebuie să le dai ocazia să faci niște congrese, să faci niște evenimente majore. Iată, Ploieștiul are un astfel de centru expozițional. La Lumina Verde, pe care l-am deschis anul trecut. Poate fi el valorificat în acest sens? Nu e destul să-l construiești. Trebuie să-l promovezi foarte mult și să aduci mult timp evenimente acolo până să învață lumea că acolo e un centru expozițional și se întâmplă evenimente. Altfel, riscă să moară nefolosit. Spuneați mai devreme de... o cifră, 2% din PIB-ul României este asigurat de către turism. Haideți să vedem care este cifra săptămânii.
Am revenit, nu mai avem foarte multe minute din această emisiune. Spuneați în prima parte de voucherele de vacanță, care vor fi și ele la ordinea zilei, la Târgul de Turism. Haideți să detaliem puțin acest subiect, acest concept. Voucherele de vacanță, numite câțiva ani înainte etichete de vacanță, au fost o măsură anticriză pe care noi am propus-o tot așa foarte ferm în anul 2009. Încă ea nu-și aduce roadele pe deplin. Ar trebui să ne ajutăm singuri, noi românii. Anul trecut, voucherele de vacanță au fost folosite mult mai mult decât în anii precedenți. Chiar mâine vom avea o conferință de presă la București pe tema voucherelor de vacanță. N-aș putea să desconspir tot ce vom spune acolo. Ideea este că avem o creștere importantă, pentru că este corelat cu ceea ce ți-a arătat mai devreme. Creșterea economică a României a făcut să crească, să scadă șomajul, să crească numărul angajaților și să crească și salariile. Ori e destul de ușor să oferi bonusuri sau alte tipuri de avantaje pe lângă salariul propriu-zis, de exemplu în tichete de masă, tichete, vouchere de vacanță. Și s-au folosit de întreprinderi mici, medii, din domeniul privat, nu la stat. Dar dacă s-ar da, așa cum avem promisiunea fermă pentru anul acesta, că din iulie fiecare angajat la stat, fiecare bugetar va primi măcar un voucher de 1450 de lei, adică cât e salariul minim pe economie, un calcul simplu, peste 1.200.000 de oameni angajați la stat, ar trebui să avem un business de aproape 400 de milioane de euro. Un business de 400 de milioane de euro care face ca acești bani să rămână în România. Care ar urca acel 2% de care spuneam mai devreme din produsul interbrut al țării. Și ar da curaj investitorilor să dezvolte turismul românesc. Imaginați-vă că investiția în turism nu e simplă. Investițiile în turism sunt mari. Și în general sunt rigide. Și nu se recuperează într-un timp Dacă moda în turism se schimbă peste 2 sau 3 ani, tu nu mai poți să faci nimic cu căsoaia aia pe care ai construit-o acolo, cu hotelul ăla cu 200-300 de camere. E greu, nu e flexibil. Deci ca să ai curaj trebuie să ai stabilitate, ceea ce n-am avut noi, și predictibilitate, ceea ce n-am avut noi. Dar aplicarea voucherilor de vacanță va aduce un surplus de business pentru România. Banii rămân aici. Asta e regula cu voucherile de vacanță. E un instrument foarte avantajos pentru angajatori, pentru că nu plătesc decât 16% și nu plătesc toate costurile aferente unui salariu care, știm, se ridică până la 70% față de salariul net. Asta înseamnă că dacă vrei să dai 2000 de lei salariu cuiva, trebuie să mai dai 1400 de lei la stat. Contribuția angajatorului și angajatului. E mare fiscalitatea în România. E foarte mare. E mult mai mare decât în Germania, Republica Moldova sau în alte țări. Și atunci aceste vouchere de vacanță pot să fie o supapă, să ofere aceste avantaje, mai ales când e creștere economică. Pe criză n-au funcționat nici la privat, că lumea tăia salarii, dădea afară oameni. Corect. Dar această creștere, pe cei aproape 5% creșterea României, a fost un instrument extraordinar și au fost foarte mulți privați care l-au dat. Și statul ar putea să dea, așa cum prevede legea, în loc de prime de vacanță, vouchere de vacanță, iar business-ul ar fi în România. Știți care e marele avantaj? Este fiscalizat 100%. Și atunci nu mai există tentația de nu a mai... Nu există nicio tentație, nu există posibilitatea. E un circuit între emitentul de vouchere, angajator, agenția de turism, prestator, care nu permite... Nu lasă loc de interpretări. Nu lasă niciun fel de loc. Sunt documente care circulă în sistem. Sunt plăți bancare. Este un instrument care promovează turismul românesc fiscalizat 100%. Iată câteva avantaje ale acestui instrument, care funcționează de altfel și în alte țări, pe care alții l-au folosit cu succes pe perioada de criză. Noi am ezitat să-l folosim, am dat legea, a blocat-o guvernul Boc pentru că se tăiau salarii. A fost așa, s-a schimbat ordonanța cu o lege, legea și acum are destul de multe imperfecțiuni, are niște limitări de neînțeles care au făcut ca să nu ajunge la potențialul adevărat al acestui instrument pentru turismul românesc. Gândiți-vă că avem de crescut de la 2% la 5%, la 8%, la 10%, la 15% ca să fim în rândul celorlalte țări. Haideți să luăm Bulgaria. Cât are Bulgaria din acest punct de vedere? Că toți sunt aproape și foarte mulți români pleacă în Bulgaria. Bulgaria au aproape 15% din... Deci atât de 7 ori și jumătate mai mult decât noi. Ungurii au 10 milioane de turiști. Francezii, vă spuneam, au depășit 67-68 de milioane de turiști, o populație de 46 de milioane. Deci
peste 100%. Dacă ar vrea, am vrea să ne punem un target ambițios, ar trebui să spunem, vrem și noi să vedem, nu într-un an, dar în 2, în 5, în 10, să vedem și noi 20 de milioane de turiști străini în România. Suntem pregătiți să fim unul la unul pe stradă? Ei cu asta, acolo trăiesc. Și le vin bani din afară, imaginați-vă, din America, din Japonia, din Asia, din Africa, de unde oamenii reușesc să trăiască, să facă bani în economiile alea, vin și cheltuiesc la tine acasă. Ce vrei mai democratic? Și la restaurant, și la cofetărie, și la farmacie, și la taxi. Toată lumea are de câștigat. Mai avem puține minute. Haideți să vedem care ar fi trendul pentru acest an. Ce destinații sunt căutate, atât în țară cât și în străinătate? Și aici, în Prahova, care ar fi potențialul pentru perioada următoare? Vedeți, oamenii când le merge bine, uneori cred că așa trebuie să fie permanent. Dacă anul trecut a fost un an foarte bun, poate că unii hotelieri au mărit prețurile nejustificat sau au scos mai puține locuri la vânzare pe înscrieri timpurii, gândindu-se că ceva răminunat a fost. Deci există astfel de cazuri și aici. Există acest recul. A mers foarte bine, deci stăm mai liniștiți. Nu, nu putem să stăm mai liniștiți. În turism e ca și în agricultură. Un an bun nu garantează că anul următor va fi la fel de bun. La fel cum un an prost nu garantează că anul viitor va fi foarte prost. Trebuie să fii pregătit. De asta instrumentul înscrieri timpurii, folosit cu atenție și cu dibăcie, te poate ajuta să ai niște vânzări garantate. E adevărat, sacrifici din preț, dar ai o capacitatea hotelului 20, 30, 40% garantată. Dacă vremea e proastă, oamenii nu se pot răzgândi. E riscul lor. De asta au primit această reducere extraordinară. Și atunci, destinația turismului românesc în 2017 depinde de cum se desfășoară lucrurile din punct de vedere politic. Spuneam că România e o țară foarte sigură. Nu cu toate mulțimile ieșite pe stradă la revoluție. Nu cu toată lumea nemulțumită. Nu cu legi nepredictibile. Nu cu certuri interne. Nu. Dacă Ionescu și Ioneasca se ceartă, nu mergem în vacanță, nu mergem în vizită la ei. Nu știm cine-i de vină, Ionescu sau Ioneasca. Dar nu mergem la ei acum, că ei sunt certați. Turismul este foarte sensibil la liniște, pace și zâmbet pe față. Nu mergi să-ți strici vacanța. Da, pentru că omul când vine în vacanță, exact. Atunci vrea să se relaxeze. Depinde de conștiința clasei conducătoare, a politicii pe care o vor desfășura în următoarele zile, dacă vom avea liniște și pace și lucrurile și vor veni repede la asta vom, la asta normal, vom vedea și există emisiuni dedicate la târg. La joi, aceste posturi. Vineri, sâmbătă, duminică, să ne la Târgul de Turism al României și vom vedea extraordinar de sensibilă mișcarea oamenilor față de vacanțe. Cred în vacanțe, chiar dacă au fost anumite tulburări în această perioadă, vor cumpăra sau vor cumpăra mai puțin. Și noi vă vom spune după duminică dacă aceste tulburări interne au afectat sau nu au afectat încrederea oamenilor într-o vacanță liniștită la vară. În Prahova există și aici turiști de afaceri, vin oamenii de afaceri? Sigur. Chiar pe criză pot să spun că turismul prahovean s-a bazat între 80 și 90% pe turismul de afaceri. Hotelurile mari organizează și evenimente, nu de business. Da, s-au bazat exclusiv pe cursuri de pregătire, team building-uri și așa mai departe. Conferințe, congrese, care le-au adus cu multă stabilitate și predictibilitate, știau cu mult timp înainte suficient de mulți bani cât să trăiască. Sigur că turismul de lejer e ca o bomboană dulce pe tort. Pentru că, gândiți-vă, de exemplu, spuneam de stațiunile balneare. Una este să ai oamenii la sejur, garantat, dar cu prețuri reduse, și alta e să vină oamenii la liber sâmbătă și duminica la weekend. Mă gândesc acum la Valea Oltului, mă gândesc la Călimănești, Căciulata, unde s-a investit foarte mult în acest centru spa cu piscine acoperite, descoperite, 8-10 piscine afară, și oamenii vin și doar ca să se cazeze pe weekend acolo și din Sibiu sau din București sau din localitățile învecinate și petrec sejur de weekend și completează ceea ce era doar sejur de tratament. Se amestecă cumva, se întâlnește lejerul cu partea de tratament de sănătate. Iar zona de sănătate nu mai e doar de tratament, e și de prevenție, foarte interesant, sau de recuperare. Pentru că ce se întâmpla până acum? Ori stăteam în spital, ori ne trimitea acasă. Era prea mult de stat în spital și era prea devreme să mergem acasă. Ar fi foarte bine să mergem în centrele de recuperare în perioada aceasta de convalescență. Și wellness. Mergem doar ca să ne simțim bine. Mergem la curent de înfrumusețare. Mergem să ne relaxăm la spa. Aici suntem deja în zona premium, de lux. Poate aceste trei componente, sănătate, recuperare
și wellness sunt foarte importante și le pot aborda toate stațiunile noastre. Dacă termină de renovat și primăriile și autoritățile locale și investitorii au curaj și renovează sau dezvoltă noi unități de cazare. Iată că la ultima emisiune spuneați că v-ați dori un minister al turismului și lucrul acesta s-a întâmplat. Acum spuneți că doriți un centru de informare turistică aici la Ploiești. Poate se va întâmpla până la viitoarea prezență la săptămâna de business. Un singur lucru aș vrea să ne mai spuneți. Târgul de turism de la București, program de vizitare și dacă sau nu există taxă de intrare, pentru că cei care ne privesc poate vor să meargă și ei acolo și să știe când și în ce condiții pot ajunge. Există în principiu și taxă de vizitare, nu e foarte mult, dar există și invitații, se pot descărca de pe net, de pe pagina Romexpo, există un număr de invitații gratuite, firmele își pot invita la rândul lor clienții favoriți sau partenerii de afaceri. Programul de vizitare este între ora 10 și 18. Primele zile sunt în general pentru specialiști, dar vine și primele public. Zile, deci târgul începe joi, ca să înțeleagă joi toată lumea. Joi și vineri, dar în general cred nu dă nimeni afară pe turiști. Mulți dintre cei care vin vor fi sâmbătă și duminică, când sunt vineri, și liberi. Vineri, seara, sâmbătă, duminică vor veni la târg, cu siguranță. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la emisiune. Succes, aduceți cât mai mulți turiști în Prahova, să promovați Prahova cât mai bine. Mulțumesc, Daniel. Turismul este o mare oportunitate pentru orice comunitate, locală sau națională. Trebuie cu siguranță și din turism poate câștiga oricine, așa cum spuneam mai devreme, nu numai agențiile de turism sau cei care sau hotelierii care sunt direct implicați, ci și cei care își desfășoară activitatea în zona respectivă. Încă o dată mulțumim pentru prezența în această seară. Succes la conferința care va avea loc la București. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune. La revedere!